domnului nostru oaspete, vreau să spun că la întâlnirea aceasta la sală de carte asistă și soția domnului ambasador, Snejana Țiriblean, care este și ea de asemenea un specialist în domeniu, absolventă a Institutului Mirsa și fostă colaboratoare a Ambasadei Germaniei în Republica Moldova. Bine ați venit, stimate doamne! Undeva pe stradă se plimbă și tatăl dumneavoastră al distinctului nostru, ambasadoare, mama Larisa nu mai poate fi. Cred că se vine aici, s-a născut în comuna Bodorăuți, nu departe de regiunea noastră, chiar alături, și în părțile Securienului. Tatăl dumneavoastră a fost și primar în sat și absolut Institutul Agricol din Chișinău și a lucrat în domeniul secției de privatizare a executivului regional din Ocnița. Așa că suntem aproape vecini, cunoaște din familie, prin rude, prin cunoscut, prin prieteni, regiunea noastră și cunoaște și mai mult situația politică prin care noi trecem. Aș vrea să, înainte de a-i da cuvântul, să vă citesc ce a spus ambasadoarea Israelului în Ucraina și Republica Moldova, Maria Gal, într-un interviu acordat ziarului Plus din Chișinău, domnia s-a spus așa: Oleg Serebrean mi-a făcut impresia că este cel mai mare intelectual întâlnit vreodată în spațiul CSI. Și tot vreau să mai citesc de acum, asta, fraza asta a fost rostită în anul 1999. Dar vreau să spun că acum se repet niște impresii sau opinii sau păreri rostite de un om din Occident despre ce a scris Radu Ciobotean într-o revistă de informație, un săptămânal, care se difuzează în Marea Britanie. Este vorba de revista Diaspora Românească și domnia sa scrie așa într-un articol Presă și Diplomație, după ce face diverse observații la diplomații români. Știm că cei din Occident nu le prea convin diplomații care sunt numiți în statele lor. Noi, slavă Domnului, ne împăcăm cu diplomații care sunt la Cernăuți, ne înțelegem foarte bine și cu cei care sunt aici și care sunt și la Kiev. Cei din Occident sunt mai pretențioși, mai știu eu cum se numesc, vreau poate că fiecare să fie primit cu colaci când intră la consulat sau la ambasade. Și iată ce în acest articol, Presă și Diplomație, domnia s-a scrie, Radu Ciobotean. Oleg Serebrean a știut să rămână neutru, lucid, eficient și întotdeauna gata să ajute prin orice gest diplomatic țara noastră. Ultimul eveniment organizat în această direcție a fost celebrarea nașterii lui Emil Cioran în cadrul ambasadei Republicii Moldova la Paris. Pentru că v-ați aminte, domnule ambasador. Având drept invitați jurnaliști intelectuali cu greutate din diaspora română și moldovenească. Acțiunea este perfect justificată odată ce Emil Cioran și-a trăit tinerețea într-o Românie care avea graniță estică la Nistru. Cea mai recentă carte a ambasadorului, tocmai lansată la UNESCO și intitulată Rusia la răspântie, îl așează pe diplomatul moldovean în raport cu o linie documentată ecuației geopolitică. Este o contribuție de care trebuie să ținem seama în orice analiză a crizei de la est de Nistru, un demers care nu oferă doar explicații, ci avansează și soluții. Vă rugăm, domnule ambasador, să lansați și soluții cum să ieșim noi, Ucraina, în situație deosebit de grea în care ne aflăm de câțiva ani. Și, vă rugăm. Da. Dacă îmi permiteți, eu să mă vorbesc așezat. Păi, dumneavoastră, întotdeauna vorbiți așezat. Așezat, în interesul și la propriu și la figurat.